Dați-mi voie să vă invit să vă ridicați în picioare, și aș în această zi de bucurie să citim împreună un cuvânt care să ne slujească ca și învățătură în această zi de sărbătoare. Mă bucur mult pentru candidați de botez, mă bucur pentru decizia ce o luat în această zi și mă rătudesc că Dumnezeu vă înuit viețile, pe unul dintre voi vă cunosc mai în detaliu și mă bucur mult de minunia. O adevărat minunea ce o face Dumnezeu când schimbă vieți și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, pe noi toți, în această zi. Citim din Luca, din capitolul 9, versetele 57 până la 62. Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetele 57 la 62. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus a răspuns, vulpele au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și odihni capul. Altul i-a zis, vină după mine, Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu dute devesește de vesește împărăția lui Dumnezeu. Un altul i-a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Ocupați-vă rog locurile. Iisus era pe drum, mergând țintă înspre Ierusalim, unde știa ce l -așteaptă. Crucea, moartea, sacrificiul, dar prin aceasta mântuirea pentru întreaga omenire și proslăvirea Lui, ca numele Lui să fie mai sus decât orice nume. Și fiind acolo pe drum, mergând pe drum, s-aproape trei persoane de El. Și știți cum imaginez eu acest lucru? mergând. El mergând țintă în direcția și în planul pe care îl avea Dumnezeu cu el și acești oameni vinând și mergând lângă el, având aceste conversații. În această zi voi popoziți la un eveniment important în viața voastră, este botezul în care voi mărturisiți ce a făcut Dumnezeu în viața voastră, spălându-vă, renoindu-vă. Mărturisiți prin botezul fizic o realitate spirituală, că ați fost îngropați cu Hristos și ați înviat la o viață nouă. Pecetuiți public ceea ce ați făcut -o în inima voastră cu Dumnezeu, adică faptul că vreți o viață întreagă să-i slujiți. Și Dumnezeu să vă ajute la acest lucru. Dar vreau să vă spun că viața va continua. Cu epidemie, fără epidemie, mulți ani, puțini ani, ușori, grei, viața va continua. Și viața de creștin nu este o viață din etapă în etapă, din eveniment în eveniment. Din botez în apă, la botez cu Duhul Sfânt, la căsătorie, la ordinare, la mormântare. Ci viața de creștin este o viață pe drum cu Isus Hristos. Dincolo de faptul că sunteți chemați să, să fiți apărținători unei biserici, să fiți botezați, să fiți oameni care vă numiți creștini, sunteți la cea mai mare chemare chemați care poate să aibă un om chemată de a fi ucenicul lui Iisus Hristos. De a fi ucenic care de a face cu o relație continuă cu Isus Hristos, o umblare cu Iisus Hristos. Ucenicii săi s-au dezlipit de tot ceea ce făceau înainte, fie că pescuiau, fie că erau la vamă, fie că aveau o viață imorală, ei s-au desprins și au urmat chemării, vină după mine. O viață zilnică cu Isus Hristos, o umblare zilnică cu Iisus Hristos, Noaptea, ziua, erau permanent cu Isus Hristos și suntem chemați să îl urmăm pe Iisus Hristos. Ucenicul și de a fi ucenic înseamnă să fie altfel. Înseamnă să fie altfel decât lumea aceasta. Înseamnă să fie altfel decât cei care sunt interesenți religioși. Înseamnă să fie altfel decât cei care, au, care simpatizează cu Isus. Toți acești oameni, acești trei care vin la Isus Hristos, Aveau o anumită nuanță religioasă, aveau o anumită cunoștință despre Isus, dar uite că felul cum intră în conversație cu Isus Hristos, îi arată că înseamnă ceva tot, cu totul altfel să fie ucenic. Și în această zi nu vreau să vă vorbesc despre ceea ce ați învățat la cateheză, așa de profund, așa de mult. Nu vreau să vă spun ceea ce în manualul catehetei, care este și român și german, puteți să vă aprofundați mult. Semnificația botezului, ce înseamnă nașterea din nou, ce înseamnă credința în Iisus Hristos, ce înseamnă să fii creștin responsabil. Și vreau să vorbesc despre, despre faptul că voi sunteți ucinice lui Iisus Hristos. Vă decideți să umblați cu Iisus Hristos și vă decideți să fiți cu totul altfel decât lumea aceasta. De a fi ucenic înseamnă să fii altfel. Și versetul 58 ne confruntă cu prima persoană care vine la Isus și spune, Doamne, vreau să te urmez oriunde ai merge Tu. Și răspunde Iisus foarte brusc și spune, vulpele au vizuin și de cerului au cuiburi, dar fiul omului n are unde să-și să, -și, să -și odihnească, să unde să-și odihnească capul. De a fi ucenic înseamnă de a avea o altă adresă. De a avea o altă adresă. Când ucenicul îi spune această, această persoană, vreau să te urmez oriunde mergi tu, Iisus nu spune că fain, respectabil, deosebit de frumos. Ce îi spune ce înseamnă acest lucru. Ucenicul trebuie să se dezlepească de orice confort acestei lumi, de orice mângâiere acestei lumi și să îl urmeze pe Isus Hristos. Iisus a fost respins în Samaria, citim câteva versete înainte. Pleca înspre Ierusalim, respins în Samaria, când au aflat oamenii unde pleacă, au spus că noi nu vrem să avem nimic de face cu iudeii, cu cei care pleacă în Ierusalim, nu-l acceptăm. Iisus Hristos pe acest pământ nu a avut nicăieri un loc care să spună că aici am de la acestea este adresa mea. Avea prieteni buni în Betania, pe Maria, pe Marta, pe Lazar, unde mai trăgea el și mai popozia. Dacă cred că de multe ori un aer liber, se odihnea un aer liber, se ruga nopțele întregi, și nu avea un loc al lui ca să spune că asta e casa mea, asta e locul meu. Avea pe frații lui, avea, avea cei din jurul lui, dar nu avea un loc de odihnă a lui personal. Și când Iisus spune aici că vulpile au vizuin și păsle celui au cuiburi, el spune că pentru animale lumea aceasta oferă un habitat natural. Dumnezeu a făcut să fie crăpături în stânci în care vulpile pot să se ascundă. Dumnezeu a făcut să fie pomii cu, cu tot felul de, de forme și posibilități care să-și facă cuibul acolo, în ramurile lor. Dar pentru Isus Hristos, care venea de la Dumnezeu, care avea o misiune pe acest pământ, lumea nu ofera casă și adăpost. Și El spune acum acestui ucenic indirect, dacă vrei să mă urmezi pe mine, așteaptă-te să ai condițiile mele. Eu nu sunt din această lume, spune Isus Hristos. Și când se roagă în Ioan 7 și spune că ei nu sunt din această lume precum eu nu sunt din această lume. Și vrea să spună că noi, când ne urmăm pe Isus Hristos, trebuie să avem o altă adresă, trebuie să ne luăm rămas bun de la a căuta confortul, mângâierea, acceptanța în această lume. Dacă m-au tratat așa pe mine, spune Iisus, și pe cei care vor fi ucincii mei, îi, va, îi vor străța lumea aceasta la fel. Și noi suntem chemați să fim străini și călători pe acest pământ. Așa e că ne place confortul în această lume. Și așa e că gândul care cei mai mulți avem în situația de față este când va trece în sfârșit toate restricțiile, toată timpul acesta neconfortabil și ne vom întoarce înapoi la normalitatea noastră. Răspunsul care îl dau în această dimineață și sper că nu este adevărat este, poate niciodată. Creștinul nu așteaptă să devină de nou lume mai bună. Pentru că el și-a luat gândul că această lume îi va oferi cândva un loc bun, o liniște, un adăpost. Și gândul lui este că suntem străini și călători în această lume și vom pleca într-o zi acasă. Și ne pregătim pentru acea zi, nu ne pregătim să avem o viață mai bună, nu ne pregătim să treacă pandemia, să, să trecem înapoi la stilul de viață trecut, ne pregătim pentru cer și împărăția lui Dumnezeu. Și știți, spun ceva foarte ciudat ce nebunește acum. E foarte bună situația în care ne aflăm. E foarte bună circumstanța neprielnică, dificilă în care trăim, inconfortabilă. Știți de ce? Pentru că pe lumea aceasta care este afară și-a pus doar nădejdea în lumea de aceasta, în confortul lumea acestea, în sistemul ei, ea vede că pierde aceasta și nu are sprijin în el. Și pentru creștinii care așa de confortabil devenim, așa de lipiți de lume, Dumnezeu ne dă parcă două palmi epidemice ca să ne trezim la realitate. Noi nu trăim pentru lumea aceasta. De fapt, simțământul acesta că nu este normal stilul de viață, e normalitatea lumea, nu e normală. Omul n-a fost creat pentru lumea aceasta să trăiască veșnic, să-și pună de în lumea aceasta, în confortul lumii, într-un sistem mai bun, mai pașnic, într-un confort mai mare, într-o economie mai splendidă, într-o politică mai indulgentă. Cel este pus aici ca și lumină, ca și sare, să dea gust, să lumineze în ținta lui și să plece acasă în slavă într-o zi. Vreau să vă informez că aveți o altă adresă. La ștand de samtul Dumnezeu intră un alt mel de țetl în această zi. Că destinul vostru este acasă, sus în cer. Pregătiți-vă cu acest gând, înarmați-vă cu acest gând. Una din problemele psihice care terorizează această lume este tocmai aceasta că ei așteaptă să vină totul la normalitate înapoi. Dar când gândul nostru ca și creștini este că normalitatea va fi sus, fie greu, fie ușor, noi avem îngherea în Hristos. Trecem cu pace prin aceste lucruri. Pentru că noi știm că toate lucrurile se vor strica și împărtășia lui Dumnezeu va veni și noi vom fi acasă cu El. Doamne, ajută-ne la această lucru. Situația actuală ne dezlăpește de lume, chiar dacă este un proces dureros, dar e sănătos. Pentru că ucenicul fiind altfel are și o altă adresă. Continuăm cu al doilea. Personaj și de data aceasta Iisus se adresează lui și spune, vină după mine, versetul 59. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Isus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Dacă ucenicul are o altă adresă, această conversație a doua a lui Iisus Hristos cu acest om ne arată că ucenicul are și alte priorități. Ucenicul are total alte priorități. Pentru evrei, de a-ți îngropa părintele, tatăl, neamul apropiat, era o prioritate. Mai ales că ei îngroapă oamenii în aceeași zi în care moră. Și așa de important era această prioritate. Încât chiar dacă legea spunea că n-ai voie să atingi un mort, se făcea excepție pentru cei care erau apropiați de el. Sigur că nazerenii, preoții aveau alte excepții, dar în general pentru popor era permis să atingă un mort. Era permis chiar în ziua sabatului să fie îngropat. Pentru că era o prioritate. Dar Iisus spune acum și ne-a răspuns foarte ciudat acestui om și spune că lasă morți să-și îngroape morți și tu vină și vestește împărăția lui Dumnezeu. Adică spunând pentru cei vii spiritual, pentru cei ce au intrat într-o relație cu Dumnezeu, prioritățile lumii acestea nu se mai aplică. Nici măcar cele mai importante, nici măcar, măcar cele mai plausibile, nici măcar cel, cele mai onorabile. Și pentru ucenicul care urmează pe Isus Hristos, totul devine secundar față de faptul că trebuie să-l pe El și să creștem în relația cu El. Aveți în această zi altă prioritate și vă inform pe voi și pe mine că nu avem scuze de la această prioritate. Nu avem scuză de a face din urmarea lui Iisus Hristos, de a fi cu El pe drum în fiecare zi, nu avem scuze. El însuși și în relația cu Tatăl pe acest pământ a arătat că nu există scuze și a fost o prioritate acest lucru. Nici măcar vindecarea oamenilor nu a fost mai importantă, ci el o ascultat de tatăl și când l-a trimis în alt oraș, în altă cetate, o plecat, chiar dacă mulțimea l-a așteptat să mai vindece. Vedeți în Marcu, capitolul 2, acest lucru. A făcut o prioritate. Nu creștem de multe ori spirituali. Rămânem doar la evenimente, la poze frumoase. Pentru că de multe ori suntem anemici în relație cu Hristos, nu devenim folositori lui Dumnezeu, fiindcă ne scuzăm și avem alte priorități. mai alte priorități în viața noastră numărul 1 și Biblia ne arată nouă. Fie cât de nobil este decizia să-L urmăm pe Iisus Hristos, important este să facem în acest lucru o prioritate în fiecare zi, în mod practic. Și nu mă refer la păcat. Nu mă refer la păcate grosulane care ne rupe relația cu Dumnezeu, ci la lucruri foarte nobile. Și este această pildă pe care o dă Iisus Hristos despre uh, ospățul împăratului. La care mulți sunt invitați, mulți oameni. Și scuzele sunt foarte nobile. Adică cele trei scuze care sunt aduse. Unii au spus că m-am căsătorit de curând, nu pot să vin. Scuză-mă. Și legea îmi spune că am un an sabatic după ce mă căsătoresc. Altul a spus că am cumpărat, boi, trebuie să-i încerc, trebuie să-i testez. Îmi pare rău. E foarte important acest lucru. Altul a luat un pământ și trebuie să-l vadă, să analizeze. Nu, nu poate. Foarte nobile. Și Isus, când vorbește despre timpul de pe urmă, care va găsi pe oameni nepregătiți, nu vorbește, în primul rând, despre păcate grosolane, ci vorbește de aceeași stare pe care oamenii o aveau în timpul noi. Mâncau, zideau, se căsătoreau. Lucruri bune, dar periculoase când devin și vin în, în contrast și vin și se luptă la prioritățile de a urma pe Isus Hristos. Care sunt scuzele tale? pentru o viață slabă spirituală. Care sunt scuzele mele că nu cresc că relația cu Dumnezeu? Ce scuze veți avea voi că deciză în această zi nu o veți lua înainte lui Dumnezeu serios în fiecare zi? Ce scuze avem noi că nu ne, rugăm și stăm înainte lui Dumnezeu? Ce scuze avem noi că nu ne adâncim în Scripturi? Oare nu sunt toate slabe înaintea lui Dumnezeu? Avem de făcut asta. Suntem ocupați. Avem acest lucru de făcut, nu putem, dar nu avem scuze. Cineva spunea că nu, nu vom crește spiritual. Nu vom crește spiritual până când nu vom începe să schimbăm ceva și să lucrăm activ la aceasta în viața de zi cu zi. Cu toată frumusețea acestui eveniment în această zi, vreau să vă spun că maturitatea voastră spirituală nu se va putea zidi doar pe faptul că astăzi aveți un eveniment frumos în viața voastră. Precum nu se poate dezvoltarea noastră fizică baza pe faptul că la nu știu ce nuntă deosebită a mâncat nu știu cât de mult și cât de bun. Nu ne putem baza că vom fi ucincii lui Iisus Hristos pe faptul că cândva la o conferință deosebită sau când va fi ceva deosebit un eveniment vom lua decizia. Și va trebui în fiecare zi, în viața de zi cu zi, cum mâncăm în fiecare zi ca să creștem, să hrănim relația cu Hristos în fiecare zi, pe drum cu Isus în fiecare zi. Și când ne facem prioritate în lucrurile mici, începând de la timpul de rugăciune, părtășia cu Dumnezeu, până la lucrurile mari, decizii, să le luăm în favoarea lui Hristos, vom putea să zidim relația cu Dumnezeu, fiindcă ucenicul are alte priorități decât lumea aceasta. Tatăl este să slujească pe Hristos, să rămână în relație cu El și să umble cu El. Situația în care ne arăt, aflăm ne arată din nou cu adevărat ce este important. Lumea spunea, nu se poate fără magazine, nu se poate fără cumpărături, nu se poate. Uite că în martie s-a arătat că se poate. Și se prea poate că începând de săptămâna viitoare vom învăța iarăși acest lucru. Nu se poate fără asta și asta și asta, uite că se poate. Și ne ajută pe noi această situație. Pentru că vedem că, cu adevărat ce este important. Pentru noi, orice moft, orice moft, o devenit esențial. Am chef de o cola, mă scol la ora 12, mă duc la tang și te le cumpărat o cola. Moft e lege. Și uite că se schimbă circunstanțele. Și pe noi, ca și progres ne ajută acest lucru. Când se reduc posibilitățile, Vedem cu adevărat ce este important și ne ajută Dumnezeu să facem prioritate de relația cu Dumnezeu. Cu ce rămâi când nu mai poți să cânți la cor să ai repetiție? Cu ce rămâi când nu mai ai loc să vii duminica la biserică seara pentru că lista e plină? Cu ce rămâi când nu te mai poți aduna cu frații la biserică, ci rămâi acasă cu familia și poate va fi doar live stream? Cu ce rămâi? Ucenicul știi ce spune? Rămâi cu Hristos. Rămân cu părtășia cu El, rămân cu doi sau trei numele Lui, cu familia mea, cu prietenii mei cu care pot să mă adun, rămân cu Hristos și rămân cu rugăciunea și fac în această o prioritate. Și vine al treilea la Iisus Hristos și spune un altul, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ucenicul nu are doar o altă adresă. Nu are doar alte priorități. Ucenicul are și un alt prieten. Cuvintele acestea lui Iisus Hristos, a acestui om, el vine cu condiții. Și spune, Doamne, vreau să te urmez, dar lasă-mă întâi să mă duc să mi-au rămas bun de la părinții mei. Și probabil că s-a aștepta acest om să primească același răspuns pe care Ilie l-a dat lui Elisei. Aduceți-vă aminte, în Vechiul Testament, un reci, capitolul 19. Cheamă prorocul Domnului, Ilie pe Elisei, aruncă mantaua peste el, ara cu 12, boi de, cu 12 perechi de boi, arunca mantaua asupra lui și îl chema în ucenicie să vină după el, urmașul lui, uns de Dumnezeu, ca și proroc peste Israel. Și spune Elisei, rog, te lasă să mă duc acasă să mi-a rămas bun, să-i sărut pe părinții mei și apoi vin după tine. Și Ilie se uită la el și spune că, du-te, dar nu uita ce ți-am spus. Și acum este un aici, un învățător care e mai mare decât Ilie. Și care total dezamăgește pe acest om care s-a așteptat poate la răspunsul lui Ilie. Și spune că nu, nu, nu. Cine pune mâna pe plug, cine merge pe această decizie să urmeze pe Iisus Hristos, nu se uită înapoi. Cine se uită înapoi nu este de pentru împărăția lui Dumnezeu. El se dezlibește de orice relație pune orice relație pe locul doi și îl pune pe Isus Hristos pe locul 1 în viața lui. Relația cea mai importantă pentru ucenic este relația cu Isus Hristos. Și până acolo merge Isus Hristos și cuvântul său că tot în Luca spune că și iubește mai mult pe mama, pe tata, pe soră, pe frate, mai mult decât pe mine nu este destoinic să fie ucenicul meu. În alte cuvinte mai dure spune cine nu urăște pe mama și pe tata, Asta însemnând că în ochii lumii care are normalitatea ei difuză, decizia de a urma pe Iisus Hristos, care de multe ori poate necesită să întorci spatele unor relații, este socotită nebunie. Dar pentru cine este cea mai importantă relație, aceea cu Isus Hristos. Nu este o întrebare dacă este rău să ai relație cu alți oameni, dacă este rău să ai o relație bună cu părinții, nu. Este o întrebare de prioritate. Care relație este pe locul unu în viața ta? Ucenicul este gata să se dezlipească de orice relație care concurează cu Isus și să se lipească de Isus Hristos. Un timp de izolare socială, cum se numește, în care oamenii în societate se plâng tot mai mult de depresie, de singurătate, de probleme grele și care văd cu adevărat că când sistemul lor cade, cade orice bucurie în viața lor. Creștinul cu ce relație rămâne când este poate izolat social? Care e relația lui numărul unu? Trebuie să fie Isus Hristos. Cu aceasta să rămânem, cu aceasta și în aceasta să creștem. Vă doresc în această zi, într-o zi decisivă în viața voastră, să nu doar stați pe loc, ci să treceți prin apă, să luați decizia, ca și o etapă importantă în viața voastră, cu gândul mergând înainte cu Isus pe drum și fiind altfel. Având o altă adresă știind că lumea aceasta nu este destinul nostru. Indiferent cât de tânăr sau bătrânești, lumea aceasta nu este finalul nostru. Nu luptăm pentru o viață mai bună numai pe acest pământ în primul rând, ci să ajungem în părăția lui Dumnezeu. Avem alte priorități și locul unu este să creștem relația cu Dumnezeu, să urmăm pe Hristos, să fim ca El și să slujim spre slava numelui Său. Și avem o altă relație, un alt preten scump, pe Iisus Hristos. Și dați-mi voi să închei cu versurile poate cele mai preferate cântări ale mele de la Traian Dors și voi încheia ca să avem timp suficient pentru botez. O cântare care am înțăgit-o de când m-am întors la Dumnezeu și până în ziua de astăzi o iubesc și spune aici Iisus al meu prieten scump din zorii tinereții cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zor de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-am un scut mai bun și dulce. Când merg pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Când am de suferit un chin, Tu, Doamne, dăm putere. Să fie amarul cât de greu, îmi ești Tu mângăiere. Și nu mă tem că voi pieri în mare de păcate, căci Tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Tu ești comoarea care ai fost de mine mult căutată și acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Căci tu ești ca un frate bun. Și în cânt și în suspine. Iisus al meu, prieten drag, și bine lângă tine. Amin. Drum bun cu Iisus.